În perioada 70 octombrie, fregata francezele Premier Metreler a făcut o escală în portul Constanța. În timpul staționării în port, o delegație condusă de comandantul navei a efectuat vizite protocolare la autoritățile locale și la comandamentul flotei. La plecarea din portul Constanța, fregata franceză a participat la un exercițiu naval cu trageri de luptă împreună cu 5 nave militare românești. Fregata Regele Ferdinand cu elicopter ambarcat, 2 corvete, 2 nave purtătoare de rachete și 3 avioane MiG-21 Lancer ale forțelor aeriene române. Am fost prezenți la bordul navei purtătoare de rachete Lăstunul, ocazie cu care am surprins aspecte din exercițiile desfășurate pe mare. Radiolocația regim de bază, scala 25.000 mile marine, căutare circulară, stop, atac cu racheta. Începeți control automat la instalațiile numărul 1, 2, 3 și 4. Instalațiile 1, 2, 3, 4. Bine. Turbina de portaj și bord, durația la compresorul de înaltă 5800. Alerta aeriană, alerta aeriană. Ținta aeriană, element adevărat, 60 de grade. Distanța 60 de km, viteză 250 metri pe secundă, parametru 0. Distanța la țintă 15 km. Cupa circuitul de tragere, cupa circuitul de tragere. Asupra țintei foc, asupra țintei foc. În cadrul exercițiului de antrenament pe mare, NPR-190 Lăstunul a participat alături de fregata Regele Ferdinand, de fregata franceză Corveta 263-265 și NPR-189 la următoarele exerciții, la Multitrack Exercise, la Ganex 603, după care nava a executat o tragere pregătitoare cu rachete navale, iar după aceea a continuat cu exercițiile în cadrul divizionului de trageri cu artilerie de calibru 76 și 630 mm. Activitățile de azi au decurs în condiții foarte bune. Consider că misiunile pe mare denotă pregătire la cheu, atât a tehnicii cât și a echipajului. Activitatea a fost un bun prilej pentru militarii din forțe navale române de a se antrena împreună cu militari din forțe navale franceze, executând totodată și misiuni de foc cu trageri reale cu instalațiile artileristice de la bordul navelor.